În Republica Moldova este din nou stare de urgență, de această dată din cauza războiului din țara vecină, Ucraina. Parlamentul a votat chiar din prima zi instituirea stării de urgență pentru un termen de 60 de zile. Ce presupune asta și cum ne va afecta, aflăm de la expertul în drept constituțional, Teodor Cărnaț. Teodor, salut! Bună ziua, să trăiți! Noi am mai avut experiență cu stare de urgență, cea în sănătate, în anul 2020, la început de pandemie. Starea de urgență în sănătate și cea care a fost impusă acum, este diferită din punct de vedere juridic? Vedeți că starea de urgență, starea de asediu și starea de război este o situație excepțională, care apare într-o situație când nu este prevăzut, nu este reglementat, nu este așteptat. Și aceste stări se instituie pe anumite perioade de timp, în așa fel ca statul să poată interveni prin mecanismele sale, să aplaneze situația care a apărut urgentă. De aceea, starea în domeniul sănătății și starea în domeniul respectiv de securitate, ele ambele au aceeași situație de a ajuta sau guvernul să-și onoreze obligațiunile față de proprii cetățeni, prima legat de sănătate și a doua legat de securitate. De aceea și acțiunile care trebuie să le ia comise situații excepționale, unele sau referitor la starea de sănătate sunt îndreptate pentru a preveni această pandemie, dar referitor la securitate, de acum e legat de aspectul garantării securității fiecărei persoane în parte. Dacă e să vorbim despre interdicțiile impuse de o stare de urgență, ce interdicții sunt valabile de această dată? Pentru că oamenii au auzit la televizor, dar e greu pentru noi ca oameni simpli acești termeni juridici cumva să îi înțelegem mai ușor. Vedeți că în perioada introducerilor stării de urgență, drepturile și libertățile noastre pot fi chiar limitate completamente, cu excepția dreptul la viață, dreptul de a te adresa în justiție, dreptul de a nu fi supus torturii. În restul, toate drepturile pot fi limitate, deoarece aceste drepturi, dacă nu vor fi limitate, s-ar putea să dea peste cap întregul plan al guvernului să ne garanteze nouă viața și securitatea. De aceea, e legat și de drepturile civile, e legat și de drepturile economice, e legat și de drepturile culturale, introducerea stării de urgență, fiindcă referitor la aspectul economic, cum ar fi la muncă, referitor la proprietate, referitor la business, această comisie situație excepționale poate introduce anumit regim de activitate a întreprinderilor, a instituțiilor sau organizațiilor. La fel, în domeniul culturii, s-ar putea ca să spună că niciun fel de manifestații culturale în perioada stării de urgență nu se poate de organizat. Concerte, etc., etc. Teodor, asta în cazul în care lucrurile se vor schimba. Deocamdată a fost instituită stare de urgență pentru 60 de zile, dar lucrurile sunt calme și atunci, practic, activitățile noastre continuă la fel sau deja avem ceva interzis pentru aceste 60 de zile? Vedeți că orice acțiune, acum chiar s-a interzis exportul de grăunțoase peste hotarele Republicii Moldova, exportul de zahăr, uitați-vă că s-a facilitat sau circulația pe teritoriul Republicii Moldova a automobilor cu număr de matriculare din Ucraina. Uitați, vedeți că din contra s-a făcut anumite facilități, dar nu s-a limitat aceste drepturi, fiindcă comise situația excepțională pe fiecare caz în parte poate veni suplimentar cu anumite detalieri sau reglementări. Dacă aceasta o cere situația, dar dacă în Republica Moldova, până ce este această calmitate, această normalitate, până ce nu este afectată viața cotidiană, atunci și comisia situații excepționale nu intervine cu acțiuni dure referitor la încălcarea sau la limitarea dreptului la libera circulație, referitor la libertatea de exprimare, referitor de acum la educație, muncă, etc., etc. Aceste lucruri se pot introduce odată când apare această situație. Inclusiv restricții de circulație în cazul în care va fi nevoie și inclusiv restricții pentru spațiu public, da? Adică să înțeleg că oamenii, în cazul în care se introduce o stare de urgență, dacă e nevoie, la un moment dat pot fi restricții de circulație și de elementar de a ieși din casă. Adică da, acele ore de... În starea de urgență, dreptul nostru la libera circulație, la libera exprimare sunt limitate pe perioada de timp cât are nevoie situația excepțională. Și să spune că la ora 10 seara până la 7 dimineața, voi nu puteți părăsi domiciliul dumneavoastră.
sau nu puteți circula mai departe de o rază de 100 de metri, fiindcă uneori să mă gândesc să te duci la magazin sau la farmacie, etc., etc. Aceasta poate fi reglementat de către comisie situații excepționale. Deocamdată ne bucurăm că la noi este liniște și putem să circulăm liber, deși este instituită stare de urgență. Totodată, având în vedere situația gravă din Ucraina, țara vecină, cu care avem și hotar comun, au apărut niște nedumeriri în spațiul public și în special oamenii care nu sunt foarte versați în domeniul legal, referitor la acea lege marțială care este instituită în Ucraina, și atunci vrem să înțelegem ce presupune această lege marțială și e diferența între stare de urgență și o lege marțială? Vedeți că starea de urgență este un concept nou, un concept modern. Legea marțială încă ceva au legătură cu rămășițele din perioada când încă democrația nu era la ea acasă. Legea marțială este mult mai dură decât starea de urgență, fiindcă statele recurg la legea marțială în perioada războiului sau în perioada asediului. Noi am avut acum introducerea stării de, sau legii marțiale, și atunci când doreau să fie, știți așa, sugrumate, lichidate unele consecințe a grevelor sau manifestațiilor care se făceau antiguvernamentale. O lege marțială a fost introdusă chiar și în China, în 1986, atunci când chinezii s-au revoltat față de guvernarea chinezească. La fel, în Thailanda s-a introdus legea marțială în 2006. Nu vedem că Ucraina de acum avem, într-o perioadă scurtă de timp, 2018-2022, introducerea legii marțiale. Anume, ce înseamnă această lege marțială acum în Ucraina? Chitesența legii marțiale, când conducerea administrației publice este controlată de armate. Ceea ce înseamnă că armata preia controlul în toate domeniile vieții social, culturale, economice, civile, politice, etc. Înseamnă asta pentru un om de rând? Iată, trăia ucraineanul în casa lui și la un moment dat armata a preluat controlul. Ce înseamnă pentru un om referitor de rând? El trebuie să predea mașina în caz de necesitate pentru armată. Acum vă spun, referitor la legea marțială, atunci această conducere militară poate utiliza toate resursele private, publice, în scopul de a apăra Ucraina de această invazie a Federației Rusie. Pentru aceasta au nevoie de a controla activitatea băncilor, activitatea întreprinderilor, sunt canalizate activitățile persoanelor fizice, juridice, în scopul de apărare, deoarece controlul acesta militar se face de a apăra suveranitatea și independența Ucrainei. Deci orice proprietate, automobil, casă, mijloace financiare pot fi preluate de către acest control militar în scopul de a fi folosite spre binele suveranității și independenței Ucrainei. Teodor, avem puțin timp, dar vreau să atingem și acest subiect pe scurt. Republica Moldova are statut de neutralitate. Vrem să ne explic ce înseamnă acest lucru, în ce caz Moldova se poate implica în acțiuni militare atunci când nu sunt pe teritoriul propriei țări? Referitor la principiul neutralității, Republica Moldova, inițial ne-am gândit că, introducându-l în Constituție, s-ar putea să forțăm Rusia să-și ia armata 14-a din stânga Nistrului. După cum vedem, am introdus în Constituție, dar Rusia nu și-a luat armata și în cele de urmă este o armată de ocupație și până în prezent. Neutralitatea trebuie să fie recunoscută de către Organizația Națiunilor Unite. Din Republica Moldova această neutralitate nu a fost recunoscută. Noi am scris în Constituție, dar în caz dacă cineva pe noi ne atacă, vor să ne cucerească, cel mai presupus, noi vedem că cel mai mare atacător al Republicii Moldova a fost Federația Rusă, atunci ONU, prin Consiliul de Securitate, nu are această obligațiune de a ne apăra, fiindcă ea nu a fost recunoscută de către ONU. De aceea, introducerea acestui articol în Constituția Republicii Moldova, mai mult nu ne dă bătăi de cap și nici de cum avantaje. Dar, totuși, conform articolul 11 din Constituție, noi nu putem permite dezlocarea armatelor străine pe teritoriul Republicii Moldova.
Așa scrie în Constituție. Dar în cazul conflictului, în cazul de la conflictului armat dintre Ucraina și Rusia, Republica Moldova este interzis să intervine în ajutor militar Ucrainei. Aceasta presupune principiul neutralității. Dar dacă Republica Moldova este atacată de Federația Rusă, atunci principiul neutralității presupune că statul este obligat să colaboreze cu NATO, cu alte state, în scopul de a ne garanta nouă securitate. Aceasta nu presupune că ne ridicăm mâinile în sus, suntem neutri și ocupați. Nu. Atunci când vine vorba de independența și suveranitatea Republicii Moldova, este obligație a fiecărui cetățean să-și apere patria. Și aceasta nu ne încurcă anume principiul neutralității. Mai mult ca atât, Curtea Constituțională în 2017 a adoptat o hotărâre prin care a spus că Republicii Moldova nimeni nu încurcă se trimite forțe militare în scopul de a menține pacea în baza unui tratat sau acord cu Organizația Nord-Atlantică. Și de aceea s-ar putea pe viitor ca militarii noștri să plece în Ucraina să mențină pacea dacă vor ajunge la o înțelegere dintre Rusia și Ucraina referitor la încetarea acestui război sângeros din partea Rusiei împotriva Ucrainei. De aceea neutralitatea Republica Moldova poate fi exclusă din Constituție. Știți cu ce condiție? Că dacă se organizează un referendum, și la acest referendum vor participa cel puțin 50+1 din numărul total de alegători, până cei din domeniul fantastice. Însă, cineva spune că, chiar și eu sunt de părere, că s-ar putea să fie adoptat o nouă Constituție și noua Constituție să nu mai scrim principiul neutralității, dar din contra să accedem la NATO și să fiind membru NATO, avem o garanție din partea tratatului Nord-Atlantic, adică articolul 5 din acest tratat, că dacă ne atacă Federația Rusă, atunci toate statele membre a NATO vin în ajutorul Republicii Moldova. Cineva mai spunea că mai degrabă să ne unim cu România și peste noapte dacă mă vor fi protejați de către NATO. Cum e mai bine, nu se știe. Sperăm să trăim în pace și în continuare și să nu fie nevoie de astfel de măsuri. Teodor, eu îți mulțumesc din suflet pentru aceste precizări. E mult mai simplu acum să înțelegem ce se petrece și ce înseamnă asta din punct de vedere juridic. Mersi mult! Cu plăcere!